Copiii care abia au pășit în clasa 1 încep de acum să simtă greutățile de pe umerii lor. Mai exact, pentru mulți, ghiozdanul plin cu caiete și cărți reprezintă mai mult o povară decât un ajutor. Pentru o zi de școală, un elev trebuie să aibă la el cel puțin 2 caiete și 2 manuale, la care se adaugă și rechizitele auxiliare, penar, numărătoare și rigle. Copilului mai trebuie însă și o sticlă de 500 de mililitri cu apă și ceva de mâncare. Toate lucrurile cântărite nu ar trebui să depășească greutatea care i-ar pune sănătatea în pericol. Însă, de cele mai multe ori, ghiozdanul depășește cu mult normalul, iar cei care ajung să ducă ghiozdanul sunt părinții. Maria este elevă în clasa 1 la școala numărul 4 din municipiu. Ghiozdanul său cuprinde toate aceste lucruri și recunoaște că de cele mai multe ori este cărat de către părinții săi. Eu am ghiozdan pentru astăzi, un cai de matematică, un cai de comunicare. În cărțile am două. Un caiet tip 1, un penar, care uita să-mi se uită, un caiet de desen, o numărătoare. În aceeași situație se află și ceilalți colegi ai săi de clasă. În cazul lor, greutatea ghiozdanului este și mai mare din cauza modelului ales. Caietul de engleză. Cartea de mate, caietul de linguțe, locul cu desen și caietul de linguțe, penarul, un penar. Un caiet de română și unul de matematică. Unul de desen. O planșetă pentru plastelină. O numărătoare și niște careci. Programa școlară în ceea ce îi privește pe bobocii claselor 1 conține 20 de ore pe săptămână. Zilnic copiii petrec la școală 4 ore, iar pentru acestea elevii trebuie să aibă în ghiozdane minim 2 caiete și 2 manuale. Există însă și zile în care numărul acestora este mai mare. Aceste ore am încercat să le împart echilibrat, încât efortul depus de copii să fie adecvat vârstei lor. Curba de efort am atins-o în ziua de miercuri, când avem oră de comunicare matematică, limbă, engleză, în comparație cu celelalte zile, când ultimele ore sunt de educație fizică, de muzică și mișcare. Vinerea avem 2 ore cu arte vizuale și cu abilități. Deci orarul, schema orară e făcută în funcție de particularitățile de vârstă și de curba de efort a copiilor. Teoretic, un copil care cântărește 30 de kilograme ar trebui să ducă în spate maximum 3 kilograme, adică un ghiozdan care să nu depășească 10% din greutatea corpului. Copiii cară multe cărți, caiete, culegeri de probleme, dar și echipament sportiv. Așa se face că numărul copiilor care ajung să aibă probleme la coloană este în creștere. Greutatea ghiozdanului nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului, dar aș spune chiar mai puțin atunci când copilul nu are o masă musculară suficientă, când structura sa osoasă, scheletul, nu este bine conformat. Am întâlnit cazuri de scolioze, de cifoscolioze, practic deplasări, atât în partea laterală, cât și curburi în plan anteroposterior, datorate și purtării incorrecte a unei greutăți, nu neapărat a unui ghiozdan. Ceva mai proteja sunt elevii claselor pregătitoare. În cazul lor, școala a pus la dispoziție cutii de depozitare a rechizitelor școlare, iar cei mici își pot lăsa fără probleme creioanele colorate și caietele în clase.